Ce este postul lui Daniel? Nu este nimic care persoana poate cuceri în această lume. Care să poată fi comparat cu Duhul lui Dumnezeu. Doar să vă gândiți, doar să vă gândiți puțin. Dacă Isus a avut nevoie de Duhul Sfânt, pentru a trăi în această lume și de a mulțumi pe Tatăl Său. Imaginați-vă noi, mizerabil păcătoși, Iisus a avut nevoie de Duhul Sfânt, Maria a avut nevoie de Duhul Sfânt, sau mai bine spus, toate Mariele din acea epocă care au fost cu Isus. Ucenicii au avut nevoie de Duhul Sfânt. Atunci imaginați-vă noi. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Este persoana lui Dumnezeu. Este Domnul Isus în formă de Duh în interiorul nostru. Amin. Duhul Sfânt este Domnul Isus în formă de Duh în interiorul nostru. Atunci când aveți Duhul Sfânt, aveți inspirație, direcție, siguranță, nu mai sunteți acea persoană care trăiește cu îndoială, cu frică, cu depresie, probleme emoționale. sentimental sentimental problema nós enfrentamos enfrentamos quando avem o espírito santo a gente segurança havemos segurança existe segurança no nosso amém quando você tem quando ai o espírito santo tu não ai depressa não tem complexo complexe de inferioritate. Amin. Niciun complex. Niciunul. Zero, zero, zero. Eu pot să vorbesc asta pentru voi. Vedeți mâinile mele că sunt defecte. Da sau nu? Totul contrar. Eu nu știu de ce am mâinile așa. Nici Dumnezeu nu a fost deoarece el nu face nimic greșit dar a fost viața în fine dar eu eram acolo când Duhul Sfânt a venit peste mine aceste mâini care erau urâte sunt căutate ca eu să pun mâna pe cap da sau nu da sau nu a, domnule episcop, puneți degetul aici și este suficient pentru mine. Dar când nu aveam Duhul Sfânt, era mereu cu mâinile în buzunar, pentru că aveam rușine de a arăta defectele mele. Dar când ai Duhul Sfânt, asum ceea ce ești, pentru că ești o persoană a lui Dumnezeu. Dumnezeu e cu tine. Amin. Și face ca să fie o persoană importantă. Amin. Dacă ești grasă, urâtă, nu contează. Când dai Duhul Sfânt, ești cea mai frumoasă din lume. Atunci, pentru a primi Duhul Sfânt, trebuie să alergi din urmă. Trebuie să sacrifici. Amin? Ce vei sacrifica? Ce vrei tu? Nimeni nu e obligat. Nu este nicio impoziție. Dar este o formă de a face persoanele ca să gândească pentru că atunci ele să intre în posesia Duhului Sfânt.